Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la seria din Renovating Willow Creek. De data aceasta am schimbat cartierul, ne aflăm tot în Willow Creek, în această lume, dar am schimbat cartierul, nu mai sunt în Foundry Cove, mă aflu în Courtyard Lane, așa se numește, iar în acest cartier avem în total 6 case, dacă nu mă înșel, și un lot liber, iar acel lot liber se află exact vis-a-vis de casa pe care o voi renova în acest episod. Sincer, m-am cam plictisit așa puțin, să zic, de acele starter home-uri și am zis să încerc să schimb practic tematica și din Foundry Cove, din celălalt cartier, mi-a mai rămas doar o singură casă de decorat, ceea ce, cum am zis, este un starter home, dar probabil o voi lăsa pentru mai târziu sau, nu știu, poate data viitoare. O voi redecora de fapt și pe aceea, ca să termin și să închei practic tot acel cartier și atunci știu că m-am scăpat și mai rămâne de fapt acesta Courtyard Lane și restul care au mai rămas. Bun, revenind, lotul pe care mă aflu are o dimensiune de 20x15 și se numește Rindle Rose. În această casă nu locuiește nimeni, ci în casa de vis-a-vis, de lângă, de fapt de alături, locuiește familia Pancake și o să urmeze să o decorez și pe aceea, bineînțeles, pentru că o să decorăm toată lumea. Iar la interior, floor planul stă cam așa, avem o zonă de intrare unde se află living room-ul și dining room-ul, iar mai apoi bucătăria. Iar în partea din spate a casei avem baia pe mijloc, iar în lateral se află cele două dormitoare. Pe dreapta este master bedroom-ul, iar în stânga este cel de-al doilea dormitor, pe care l-am decorat eu de fapt pentru o fată, pentru un child. Cel de-al doilea dormitor despre care vă vorbesc, pe care l-am decorat pentru o fată, l-am micșorat puțin. S-a observat asta la începutul speed build-ului, când am început practic cu redecorarea casei la exterior, din punct de vedere al exteriorului, și am modificat landscape-ul. Pe aici, pe acolo, am umblat puțin pe la acoperiș, pe la roof, am schimbat designul și forma, iar singura modificare majoră în ghilimele, pentru că nu scrie atât de majoră, ar fi faptul că am micșorat acel dormitor despre care vă vorbeam și am mărit zona de intrare, zona asta de living, am extins casa în față, dar am micșorat cu un singur rând pe lateral. Deci, practic, ca și când aș fi luat dintr-o parte și aș fi adăugat în cealaltă. Deci nu sunt foarte mari diferențe. O să observați asta și în screenshot-uri atunci la final, când voi prezenta casa cum arăta ea inițial și cum arată în momentul de față, cum am decorat-o. Bun, la exterior am terminat destul de rapid, deoarece lotul este un pic micuț și nu am avut mare lucru de făcut, doar m-am jucat puțin cu landscape-ul, cum am zis, am mai adăugat eu câteva plante și un copăcel, iar asta ar fi cam tot. Am schimbat culoarea casei, deoarece avea ferestrele, adică ramele ferestrelor pe exterior și a obloanelor sunt verzi, iar culoarea casei, a pereților, era roz și mi se părea că nu dă deloc bine, adică cel puțin din punct de vedere vizual mie mi se părea că nu arăta foarte drăguț sau foarte frumușel, așa că am vopsit exteriorul casei în alb simplu. Bine, inițial am optat pentru bej, dar mai apoi am zis că mai ok este albul, iar ferestrele au rămas la fel, culoarea lor, și ușa de la intrare, stâlpii, și am vrut să păstrez practic această cromatică la exterior de verde, iar alte mari modificări chiar nu au fost din nou la exterior și tot ce ține de ziduri și de chestiile exterioare. La interior, în schimb, floor planul este din nou aproape identic, bucătăria a rămas fix în aceeași zonă, am adăugat eu zona de dining despre care vă vorbeam, exact aici unde se află și living room-ul, pentru că inițial casa nu avea zonă de dining, avea doar bucătărie și living room, iar sim și practic puteau să mănânce doar stând la bucătărie, la insulă, unde se află acele scaune, acele bar stooluri.
Dar pentru că am extins căsuța, am avut spațiu, cum am zis, să pot adăuga o măsuță cu câteva scaunele și inițial mă gândeam dacă să păstrez acel stil clasic al casei pe care îl avea ea, dar am zis să modific și să abordez un alt stil puțin mai modern și am folosit elemente mult mai moderne, mult mai actuale, zic eu, și chiar îmi place cum a ieșit. Îmi place cromatica pe care am ales-o și în general nu optez pentru foarte mult alt, dar în cazul ăsta am zis că se potrivește pentru că spațiul pe care îl aveam era destul de limitat, destul de micuț și cred că dacă aș fi folosit culori mai închise ar fi micșorat practic încăperea, deci am optat pentru foarte multe obiecte care sunt albe sau bej, crem și așa mai departe, care sunt culori oricum deschise pentru a mări practic camera din punct de vedere vizual. Bucătăria la fel e și ea modernă și prețul acestei case în final am observat că a crescut destul de mult. Inițial casa costa undeva la 34.800 de simoleons, ceva de genul, 35.000 de simoleons, să zic așa rotunjit, iar în momentul de față casa costă 88.310 simoleons, deci da, costă cu undeva 53.000 de simoleons în plus, destul de mult, pentru că am folosit obiecte mult mai moderne, mult mai actuale și acestea costă, simți, față de, de fapt și în viața reală, dacă sunt bine să ne gândim, tot ce este mai nou, mai modern, este mult mai scump față de obiectele normale sau obiectele clasice pe care le poți folosi la decorarea unei case. Cred că cele mai scumpe obiecte care se află în acest open space sunt oricum aragazul și frigiderul, aceste două appliance-uri care sunt destul de scumpe, destul de multicele. Cred că amândouă împreună depășesc 20.000 de simoleons, poate chiar și mai mult. Nu mai mi-aduc sincer cu exactitate prețul pe care le au, dar știu că depășesc oricum 10.000, 8.000 sau 10.000 de simoleons, sunt undeva pe acolo, deci amândouă împreună cred că ajung la prețul de 20.000 de simoleons și asta se observă, cum am zis clar, în prețul final al casei. Bun, după ce voi termina cu zona de living și bucătărie, voi trece la restul încăperilor. Mai întâi o să mă ocup de baie, dar mai întâi aleg cromatica și culorile pe care le vor avea restul camerei. Și bineînțeles, mai adaug eu câteva obiecte pe aici, pe acolo. Le mai trec cu vederea din catalog în timp ce decorez. Cum am zis, mai am problema asta din când în când, caut anumite obiecte și nu le găsesc, iar când le văd, revin la încăperea precedente sau la whatever, încăperea unde vreau să le folosesc și mă duc așa back and forth, în față și în spate, și revin pentru a putea termina și pentru a decora practic încăperea așa cum mi-am imaginat-o. Bun, cum am zis, mai întâi voi decora baia. La fel, baia este la fel de mare. Am putut să pun acea vană tip combo, unde se află și duș, o chiuvetă și o toaletă, iar în rest am păstrat totul simplu, nu m-am complicat foarte mult la această baie, cel puțin la decorarea ei, pentru că în obiectele pe care le avem, de fapt obiectele pe care le avem în jocul de bază nu sunt chiar atât de multe și zic eu că arată decent. E ok, chiar pot să zic că arată destul de decent această baie. Și ulterior voi trece la dormitor, la master bedroom mai întâi, și am folosit clar un pat dublu. În această casă poate locui lejer o familie formată din doi părinți și un copil sau chiar doi, de ce nu, puteți să schimbați în celălalt dormitor. Iar cum am zis, am decorat al doilea dormitor pentru un singur copil, pentru o fată, dar puteți pune un bunk bed, sau două paturi separate, pentru că camera mi se pare destul de mărișică și această familie poate avea lejer doi copii, deci în total patru membri.
zic eu că puteți modifica după bunul plac, deoarece există suficient spațiu. Aici în master bedroom am pus și un obiect de improvuit skill-ul. Am pus, inițial vreau să pun o chitară, dar după ce m-am răzgândit și o să pun un chevalet și în rest cred că asta o să fie tot. O să am un dressing și o oglindă pe partea pe care se află ușa, care dă spre dormitor, iar pe partea cealaltă, cum am zis, o să fie șevaletul și încă două, trei obiecte decorative. Bun, în final o să rămână ultimul dormitor, dormitorul fetei, care va fi destul de roz, țin să vă anunț, va fi alb cu roz, la fel, și o să aibă foarte multe jucării. Cum am zis, spațiul este destul de mare în acea cameră, în acel dormitor, și am pus destul de multe obiecte. Are patul, bineînțeles, are un calculator pe care voi puteți să-l mutați dacă cumva nu vă convine, puteți să-l puneți în acest dormitor și să faceți rocada, practic, și să puneți șevaletul în camera fetei, dacă vreți ca acesta, da, copilul el în sine să nu aibă acces la calculator, și foarte multe jucării. I-am pus și un Blurfy, i-am pus și o căsuță pentru popuș, un dollhouse, deci sunt foarte multe obiecte decorative. I-am pus și o oglindă la fel la intrare, unde se afle ușa, o să vedeți imediat. Și în rest am pus ghiozdane, i-am pus și un bolfish, un bol cu pești, la fel, poate să aibă grijă de aceste animăluțe dacă vreți, dacă nu îl puteți înlătura, la fel cum am zis, puteți să recustomizați casa după bunul plac. Bun, asta ar fi cam tot, eu nu vă mai rețin, nu uitați să dați like la acest episod dacă vi-a plăcut, să vă abonați la canal, la fel, și un share la episod, de ce nu, aș aprecia. Iar noi atunci rămâne să ne auzim mai mult ca sigur data viitoare. Așa că enjoy the speed build, bye guys!